da costa Irlanda, Dublin. Dublinului, sunt cu harta în mână și nu știu de ce oamenii ăștia, în momentul în care eu merg pe trotuar, dau să intre în mine. Mi-am lăsat aminte. Oamenii ăștia merg pe partea stângă când noi mergem pe partea dreaptă. Deci totul este invers. Care intri în Irlanda, irlandezii îți doresc să ai norocul lor. Hey, eu când am intrat în această țară, primul lucru care s-a întâmplat a fost că a tras o ploaie zdravână, după care au apărut două curcubee. Să fie ăsta norocul meu irlandez. Deci ăsta a fost Parlamentul Irlandei, and this is the bank now, the Bank of Ireland. Banca Irlandei. Are all the people nice as you? Like everyone on the street is talking to me, and even though I'm not asking them anything, they are like telling me things. When they see you with the map, they know you could be lost, and it's nice to help. You are fantastic, you Irish people. You are fantastic. Well, thank you. As long as you're here for long. No, just 2 days. Can you imagine that? You won't see much for 2 days. Lasă-mi eu bilet pe autobuzul Hopon Hopo. Dar irlandezii ăștia sunt atât de simpatici, atât de ospitalieri. Nici măcar nu trebuie să-i întreb că ei vin și mă ajută. Deci vreau să spun că vizitez Dublinul pas cu pas, l-am luat la picior și în spatele meu se află Trinity College, facultatea Trinity. Deci, domnul de înainte mi-a spus acest lucru. Dublinul este un oraș plin de viață. Este plin de oameni care vor să se distreze, realmente să se distreze, să bea, să mănânce, să se simtă bine și sunt extrem de prietenoși. Îmi place... Da. Stau în fața unei dintre porțile laterale ale Colegiului Trinity. E din 1592. Da. Nu e veche, domnule, nu e veche. Ale noastre sunt mult mai, mult mai vechi. Wow! Pe Grafton Street. Intrăm în zona cartierelor bogate cu magazine cartier. Sunt asaltată de păsări aici. Zici că sunt în filmul Păsările de Hitchcock. No. Sunt foarte drăguțe. Hello. Ce faci, mă? Thank you very much. It was lovely. Thank you. Thank you for showing me everything and getting my bearings and everything. I hope you got like something good out of this. Thank you. Thank you. Thank you. Doamne, cât de tare este castelul Dublin, care datează din 1205. Și vreau să vă spun că mi-am prins urechile cu harta lor, pentru că nu mai îl găseam. Și dacă nu dădeam de această fată tânără și simpatică, nu cred că mai ajungeam la el. Aici a venit în vară vicepreședintele Americii, Joe Biden, și a dat un speech când a vizitat Irlanda. Foarte tare! De la Catedrala St. Patrick spre zona cu puburi și restaurante, Temple Bar. Face seară, distracția continuă, de fapt devine din ce în ce mai mare, pentru că toată lumea iese la puburi ca să se distreze, să bea whisky și bere, bineînțeles. Am ajuns la Temple Bar, în această regiune sunt o grămadă de puburi, dar sunt 5 care sunt foarte, foarte vechi, inclusiv cu mobilă din epoca victoriană, și am ajuns la unul dintre ele. Așa că
Haide, să înceapă distracția. Deci nu pot să cred, nu pot să cred. Ioan, da? Da. Ok, la recepție la hotelul din Dublin. Aspect. Vă mulțumesc mult de tot. Ce mi-ați pus aici? Am pus un sandwich cu ham, un măr și o apă. Mulțumesc mult de tot. Și asta e pentru dumneavoastră. Da, nu se vă, nu. Ba nu, da! De ce? Pentru, cu ce un vin roșu Dracula de la noi de acasă, ca să vă aduceți aminte de noi. M-am trezit la 5 dimineața pentru că merg să vizitez Cork și Blarney Castle. Așa că avem ceva de mers astăzi, dar cu siguranță va fi distractiv pentru că ghidul nostru e foarte fals. Aceasta este crucea Sfântului Patrick și este pusă pe un pedestal din stâncă, care pe interior este goală. Și se presupune că aici putea fi ascuns chiar și Sfântul Graal. Working on that now for the last 6 years, doing a bit of restoration and renovation. Am ajuns în zona Tipperary. It's a long way to Tipperary. It's a long way from home. În orășelul Cashel. Asta este castelul Rock of Cashel. Trebuie să urcăm acolo. Și bineînțeles că în această zonă poți lua o brânză foarte bună, sunt o grămadă de oi și de vaci pe aici, deci toate câmpurile sunt pline. O să fie fun să urc până acolo. Vremea... Dar așa e în Irlanda. Soare, ploaie, soare, ploaie. Crucile celtice. Iarbă verde și această cetate, acest castel superb care datează din 1500. Da, deci eu nu știu cât o să mai reziste telefonul meu la ploaie, dar sper să nu moară în mâna mea. Apropii de castel. Trebuie să urc până în vârf ca să pup, să sărut piatra Blarney, care se spune că îți aduce oarecum noroc și eloquence of speech, adică înveți să vorbești foarte frumos și liber. Credeți că mai e cazul la mine? Wow, nu știu ce e chestia asta, sper să nu fie o fantomă. Bine ați venit în castelul meu. Wow. Acum stau la coadă, am ajuns în vârful turnului. În vârful castelului și stăm la coadă. Toată lumea asta de aici trebuie să se așeze pe spate, să se dea cu capul în jos și să sărute piatra asta. Pă bune? Deci mai sus de atât nu se poate, sincer, ca să ajung. Și oare vreau să fac chestia asta? Nu cred. Castelul Blarney, dar să știți că avem și noi castele frumoase. Pot să vă recomand Dubrovnik, care arată cam la fel. Tot același gen de scări urcați până sus. E frumos aici în Irlanda. Sunt superbe grădinile castelului Blarney, dar am găsit și casa Blarney. Wow! Dar aici nu avem voie să intrăm. Am găsit un loc mistic. Se spune că aici, pe ușa asta, pe acest teren, în vremuri de demult, trăiau druizi. Deci este un loc magic. Haideți să intrăm! Am căutat locul ăsta peste tot și în sfârșit l-am găsit, bineînțeles că este ascuns de ochii noștri după o piatră mare. The Wishing Steps. Scările care duc către această cascadă superbă. Aceste scări, spune legenda că dacă le cobori cu spatele și cu ochii închiși, toate dorințele ți se împlinesc. Hai să vedem.
Wow. Trebuie să ai foarte multă încredere că în spate e cineva care te ajută să nu cazi. Opa, cred că am ajuns la bază, da? Ia! Ghidul meu, Wayne, Captain Wayne, you are the best. Deci este super tare, glumește, ne dă foarte multe informații. Ne-am oprit într-un orașel foarte drăguț acum, într-un village, right? This is a kind of village. Yeah, Abbey Leaks. Abbey what? Abbey Leaks Village. Abbey Leaks. Okay, Abbey Leaks. Și o să intrăm într-un pub acum, care este foarte vechi, în 1700 toamna, și o să bem. Dar până una alta, would you please tell me when's the best time of the year for us to visit Ireland? Probably your best chance for the good weather is from St. Patrick's Day, yeah. So 17th of March on till the end of summer. It gives you the longest days, brightest lights, and has some fun. Okay, thank you very much. You're very welcome. Let's get a drink now. We're going drinking. Deci am intrat într-un pub adevărat irlandez care datează din 1700. Asta este zona populară. Aici intrau irlandezii muncitorii care erau catolici. Iar în partea cealaltă, despărțiți de un perete ca să nu fie văzuți și să nu poată comunica unii cu alții, partea asta era elegantă. Aici erau protestanții, cei care aveau pământurile și care erau bogați. Și iată. Iată diferența. Well, you're going to pull your first pint in the pub. We started in 1775. Yeah. Keep the glass, okay. Side the glass. Okay. When it gets up over again, it starts to lower. Start to hold it, take it, pull it up. Yes. And here we are. Let's take it. That's and it. And put it down here. That's and the like rest. All good things, you got to let it rest, okay? Six, seven, eight, nine. I'm thirsty. Do you want another bottle as well? It takes time, it takes time. Give me a drink! Grab me a bottle of Smittix. You guys do me. This one. There's a Irlandei, de fapt, sunt în Marea Britanie, dacă ne luăm după istoria lor. Am ajuns chiar în capăt, în Atlantic. Este absolut super aici. Și aia din spate este Scoția. Trebuie să mergem 15 minute până la un poduleț făcut din sfoară de către pescari din timpuri de demult, pentru că în locul acesta unde mergem noi venea somonul ca să își depună ouăle și veneau pescarii și luau somonul pe sus și au creat acest poduleț ca să poată să prindă somonul mai ușor. Și eu o să încerc să trec peste pod, dar nu cred că n-am curajul ăsta. N-am! S-ar putea ca fiimea să fie mai curajoasă, care a rămas în spate, că nu vrea să fie filmată. Oh, Julie s-a dus. Mi-e frică. Nu! Prefer liniștea de aici. Sunt singură pe potecă și o să mă pun pe iarba asta verde. E foarte
moale și așa grasă, nu știu cum să vă spun, deci poți să stai pe ea și zici că stai pe saltea. E foarte tare aici, bate vântul, dar e un miros de-asta de iarbă proaspătă și de apă de mare. Este fenomenal, vă recomand să veniți în Irlanda, o să vă placă maxim, maxim. Și ce? Nu sunt mai puțin entuziasmată că n-am mers pe podul ăsta. Până la urmă, asta e, fiecare cu nebuniile sale, nu? Okay, so I'm a chicken. Deci, eu am rău de înălțime. Eu nu pot să merg pe acest pod, pentru că efectiv mă ia amețeala și am așa impresia că o să cad și știu, sunt găină. Ajuns la Giant Causeway. Este un fenomen al naturii. Peste 40.000 de coloane de bazalt aici. Gândiți-vă că aici s-a format pământul și au avut loc o grămadă de fenomene care au format această zonă extraordinară. Este sub patrimoniu UNESCO, este a 8 milioane lumii și vă recomand să veniți aici. Giant Causeway. Merită! I'm allowed to like go.